mai multe proiecte pentru severineni au primit votul consilierilor locali astăzi, în ședința de Consiliu Local. Printre aceste proiecte se numără și cel care prevede priorități bugetare ale municipalității pentru anul 2020. Am prins o sumă destul de mare, aproximativ 4.646 miliarde de lei vechi pentru cofinanțare proiecte europene și a acoperi o parte din sumele neeligibile. Vreau să vă spun că municipalitatea are în acest moment proiecte în derulare de 36 de milioane de euro pe fonduri europene, iar noi trebuie să venim cu partea noastră de 2%, iar acolo unde sunt sume neeligibile vine tot primăria. Avem foarte multe lucrări în continuare. În acest an, prioritare vor fi atât proiectele demarate anul trecut, cât și sportul și religia, o sumă considerabilă fiind atribuită pentru finalizarea lucrărilor de la Catedrala Episcopală. Un alt proiect votat astăzi de consilierii locali vizează atribuirea a 75 de loturi de pământ tinerilor în cartierul tinerilor. Încercăm să le dăm către tineri. Noutatea față de terenurile date în anii trecuți este că primăria a prins bani și pentru asigurarea utilităților, pentru că nu este normal să dăm în câmp un teren tinerilor, așa cum s-a întâmplat, de exemplu, în Apolodor, și după aceea să îi lăsăm pe ei să vină cu partea electrică, să vină cu apă, să vină cu canal, inclusiv gazele vrem să le ducem pe acel teren. Este un efort al primării, al meu personal, de a ține tinerii în oraș. De asemenea, și în zona Banovița, după lucrările de modernizare, se dorește atribuirea unor astfel de parcele tinerilor. Comisia se întrunește la finalul anului. Noi o să anunțăm public în perioada următoare, pe toate canalele, tot ce trebuie îndeplinit pentru ca oamenii să-i depună dosarele. Ele vor fi evaluate la sfârșitul anului, așa cum sunt evaluate și dosarele anele, urmând ca de anul viitor să intre efectiv în posesie cei care se vor califica pentru aceste terenuri. Și subiectul clădirilor preluate de la ANCPI a fost discutat în cadrul ședinței. Cea mai mare problemă ridicată, sau problema cu cele mai multe nerezolvări, este cea legată de locuințele sociale. Sunt foarte mulți oameni amărâți, foarte mulți oameni cu venituri mici, care nu reușesc să își plătească o chirie. Unii au fost evacuați din casele naționalizate și stau pe unde temiri. Este, din punctul meu de vedere, primăria are și o pronunțată latură socială. Trebuie să avem grijă de cei năpăstuiți, de cei care soarta n-a avut grijă. Este și în obligația noastră să sprijinim și pe cei cu venituri mici. O altă veste bună pentru severineni este aceea a eliminării facturării apei meteorice. Astăzi am avut pe ordinea de zi a Consiliului Local un proiect inițiat de către viceprimarul Daniel Crăjean și de către consilierul local, care a eliminat facturarea apei meteorice. Începând de astăzi, practic, severinenii nu vor mai plăti apa meteorică. Vrem să le mulțumim tuturor colegilor care au votat și tuturor severinenilor care ne-au susținut în acest proiect. Înțeleg că ați avut și o campanie de strângere de semnături în municipiu. Cum a decurs această campanie? Campania a decurs foarte bine. Am mers din ușă în ușă și le-am cerut severinenilor să ne susțină în acest proiect. Câte semnături ați reușit să adunați? Am reușit să adunăm peste 7-8 mii de semnături. Așadar, astăzi au fost zeci de proiecte inițiate și votate pentru bunul mers al lucrurilor din municipiul nostru.